Roșia Montană este un subiect care de câțiva ani suscită interesul politicienilor, mass media, ONG-urilor de mediu, oamenilor de afaceri și, nu în ultimul rând, al oamenilor care trăiesc în zonă. Altfel se prezintă însă situația Certejului, unde, de asemenea, urmează să se exploateze minereuri complexe prin cianurare, dar, se spune, aurul va fi separat printr-o tehnologie nouă cu utilizarea cianurii doar în faza finală. De ce altfel se prezintă? Pentru că am descoperit o comună, parcă fără viață, cu extrem de puțină mișcare pe străzile flancate de blocuri și case, ca într-un orșel de munte, nu sunt nici îndemnuri mobilizatoare, nici banere împotriva exploatării aurului. O localitate în care populația s-a înjumătățit la propriu în mai puțin de 20 de ani. Am lucrat prima dată cu sfredele, băteam găurile, cu mâna, cu ciocanul, cu fistău, așa zicea, fistău, și băteam găuri cu mâna. După aia au venit metoda asta lantă cu aer comprimat, cu mașini, cu perforatoare, cu tot fel de... Aia mai târziu, acum o vin, dar prima dată din 60 și înainte de 60, aia tot așa lucra bătrânii. Octombrie 1971, ora 5 dimineața. Iazul de decantare cedează în urma alunecărilor de teren după un sezon extrem de ploios. Peste 300.000 de metri cubi se prăbușesc peste 6 blocuri de locuințe, un cămin de nefamiliști și 39 de gospodării. Bilanțul, oficial 85 de morți, neoficial între 100 și 150 de oameni care au plătit tribute exploatării iraționale. Cu câteva zile înainte erau sărbătoriți cu fast 225 de ani de atestare documentară a mineritului în zonă. Catastrofa a fost trăită cu intensitate de cei care nu erau în momentul respectiv în Certejul de Sus, dar cu atât mai mult de cei care au participat efectiv la acțiunile de salvare. În 1971 eram în armată, eram plecat din sat și am aflat prin mass media, prin ziarul Scânteia, am citit ziarul, eram la București, și am citit ziarul că uite ce s-a întâmplat în Săcărâi. Nu a specificat câți morți, câți au trebuit, nu a spus numai ce s-a întâmplat atunci, pe moment. Dumneavoastră ați fost martor ocular la catastrofa din 1971. Lucrați atunci la mina Certejul de Sus. Da, și ne-au dus, i-am scos oameni din molot și din... Cum era atunci, tot e bine huluit, iar nu era nimic în picioare. Tot a fost huluit. Numai nămol a fost până pe aia parte, dincolo de... Nu, pe după aia așa... Nămolul a invadat și casele, chiar și blocurile, spuneți dumneavoastră. Blocurile, bloc întreg, l-au scos de pe fața pământului. Nu a rămas nimic de el. Câți oameni au murit atunci? Nu au vrut să se anunțe pe tăți, dar au fost câte sute până când am știut noi. După aia nu s-au mai anunțat. Care cum eu m-ai găsit pe nămol și pe ele, nu mai... Dar dumneavoastră ați participat la acțiunea de salvare. Ce ați văzut atunci? Numai oameni, cum au fost noaptea, în pieile goale și așa cum l-a făcut mama lui. Numai așa îi găsai pe acolo, până noroaie, până cină, până nămoalul care a fost. După aceea, cadavrele au fost duse... Care au mai trăit, le-au dus la Deva și la spital, care nu, la morgă și... În căminul de la Certej era pus așa în rând ca sarmalele. Așa erau. Dar în presa vremii ce s-a scris atunci? Nu au scris prea multe, să știți, după cum s-a întâmplat. Le-au cam ascuns. La ora actuală, în Certej există două iazuri de decantare. Unul vechi, invadat de vegetație spontană,
Nu am simțit că aș fi pe o haldă de steril și unul abandonat în 2006, care ar urma să fie ecologizat, deși mama natura a început să-și vadă de treaba ei și aici, alături de cei de la Ecoinvest Deva. Se va mai adăuga unul dacă va începe exploatarea în anul 2016. Se pare că mai îngrijorate sunt ONG-urile decât localnicii, care abia așteaptă să li se întoarcă feciorii din Spania, Italia sau Germania pentru a exploata aurul din Certejul de Sus.